Bine ați venit la Stax TV, de data asta review de mașină nouă. Ce mașină nouă extraordinară, o să vă spun, dar înainte vă spun de share, like și subscribe. Și o să spun share, like și subscribe de 25 de ori la începutul clipului. Ca să dați subscribe acolo să facem 100.000, că de 4 ani mă chinui să ajungem la 100.000 de subscriberi. Și după aia vă promit că mă las de YouTube. Nu, glumesc, dar poate găsim alt prezentator mai tânăr. Să trecem la lucrurile serioase și să vorbim despre noua Toyota Supra GR. De ce zic noua? Pentru că s-au schimbat niște lucruri. Mașina a apărut de 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. În România se importă prin Toyota România. Se poate face test drive. Da, asta în sfârșit nu cred că să spun asta. Se poate cumpăra, se poate achiziționa din România la prețul de doar 65.000 de euro cu cutie automată. Mare atenție, de la anul, adică peste câteva zile, sper ca acest episod să apară în anul curent în care îl filmăm, se poate comanda și manuală, un pic mai ieftină. Singurele dotări care pot fi puse pe mașină fiind padele și lucruri, dar intrăm în chestiile astea mai târziu. Tot ce pot să vă spun din experiența mea de 2 zile cu mașina asta este că mi-aș lua-o mâine și aș rămâne fără permis în 3 săptămâni maxim. De ce? Pentru că mașina te transformă într-un drifter. Și o să vă explic și de ce pe parcursul episodului. Acum să vorbim puțin de partea frontală. Așa cum o știți și o vedeți, ce să plec? Să plec, mă, plec, mă duc în partea asta altă, da. Și vreau să vorbim de partea frontală și de designul mașinii, în care noi nu suntem în măsură să-l criticăm, putem doar să ne placă sau să nu ne placă, că avem principii, că ne place, nu știu, moda anilor 90, că ne plac mașinile vechi și ne plac problemele, nu vrem lucruri simple. Și vorbim despre design, vorbim despre bara față, vorbim despre mașină, mie îmi place cu totul, o iubesc, m-am îndrăgostit, n-am ce să comentez de rău, o să vedeți și niște lucruri care sunt eu așa mega cărcotat și mi-aș dori să fie altfel, dar Toyota are tot respectul meu pentru că a reconstruit această mașină care a devenit legendară odată cu apariția filmelor Fast and Furious și de acolo Supra a devenit așa un icon în lumea mașinilor modificate și toată lumea își dorește o Supra cu așteptările fiecărui om. Fiecare consideră că dacă își auto Supra, nu știu, e cea mai tare mașină din lume sau bate pe toată lumea sau habar n-am, nu știu, fiecare cu nu știu, dorințele sale. Bun, eu sunt foarte mulțumit că Toyota a produs această mașină și cum spune lumea în mediul online, Toyota poate să facă 10 ani de acum încolo cam tot ce vrea ea, pentru că a produs Yaris GR. Yaris GR pe care îl vedeți tot la noi pe canal, filmat într-un review marca Stax. Partea frontală și tot ce vedem aici este foarte cool și foarte tare din punctul meu de vedere. Avem lumini LED, lumini de zi LED, totul e LED, pentru că Toyota a stat și s-a gândit, băi, nu mai avem curent pe lumea asta și trebuie să facem economie. Deci totul este LED pe față și ca să, nu știu, să spargem bula asta pe care toată lumea o are, elefantul din cameră, da, este un BMW. Și asta nu e un lucru rău. Aș vrea de la început să nu vă mai pierd vremea și dacă voi considerați că asocierea Toyotei cu BMW este un lucru rău, nu vă mai uitați la clip, că n-are niciun rost. Noi, pe partea asta la altă, suntem de părere că asocierea cu BMW este un lucru extraordinar, mai ales că putem să ne bucurăm de mașinile astea pe stradă, să le vedem unii oameni să le modifice, să ne bucurăm de ele la show-uri, să existe Supra nouă versus Supra veche. Ce făceam cu Mitsubishi, care nu mai produce Evo, de exemplu? Ce facem? El nu a mai reușit să se asocieze nici cu BMW, nici cu Renault, nici cu alți producători. Deci discuțiile astea de puriști pe noi nu ne interesează, pentru că puriștii nu cumpără mașini, vorba aia. Știi? Să discutăm puțin despre motorizare. Și aici iarăși sunt toate controversele din lume, la care nu vreau să aplec urechea. Vă spun că este un 6 cilindri de BMW, de capacitate cilindrică de 3000 de centimetri, dotat cu o singură turbină Twin Scroll, iar motorul se aude și merge senzațional pentru cei 380 de cai și 367 de Nm. Dacă am greșit, vă rog să mă comentați, să mă corectați în comentarii. Să vă arăt și cum arată la motor. Ce vedem aici este o curățare a plasticelor motorului marca mea, cu o cârpă puțin murdară, dar am făcut tot ce s-a putut. Ce vedem? Ne arată aici că avem 6 cilindri, cumva plasticul ăsta super frumos. Vedem sigle de BMW și așa mai departe peste tot, dar repet, asocierea mărcii Toyota cu o marcă premium nu e ceva rău, este ceva bun. Bun, motorul 6 cilindri,
turbo, așa cum v-am spus, dezvoltă 380 de cai, care din punctul meu de vedere sunt mai mult decât suficienți pentru oamenii care folosesc mașinile ca hobby, nu ca performanță, nu piloți de curse și așa mai departe. Dacă voi credeți că 380 de cai sunt puțini, vă spun eu că nu sunt deloc puțini și dacă mașina asta n-avea ESP, multe mașini din astea nu mai existau în ziua de astăzi, pentru că este un roadster care se conduce, din punctul meu de vedere, puțin atent. Adică nu poți să stai relaxat cu ea dacă încerci să faci scheme și jumbuși lucruri. Bun, motorul merge bine, se aude bine, accelerează, răspunde de jos, cutia cu 8 trepte de la ZF schimbă extraordinar, ai clapete, poți să dai multe inferioare, avem pops and bangs, deci o iubesc. Hai să mergem la partea laterală. Care parte laterală preferi? Aceasta. Incredibil. Mă vrea, da, aia face așa. Avem partea laterală pe care iarăși eu o văd superbă, dar ține de gusturi, să spun, de plafonul ăsta cu două bule sau două double bubble, se numește el în engleză. Arată foarte cool. Iarăși, e părerea mea. Ce să spun, că oglinzile sunt de Z4 și de-aia nu mai pot să dorm noaptea? Nu, frate, văd bine în ele, există kituri de carbon, există alte oglinzi dacă vreau să le schimb, că nu mai pot eu, că vine un Z4 lângă mine la semafor și are aceleași oglinzi. Vorbim de roți. Vine cu 19, în echipare standard, dacă nu mă înșel, cu 255-35 pe 19 pentru puntea față, cu etrier cu 4 pistonașe. Pe spate avem 275! 35-19 și de ce subliniez 275? Pentru că le învârte instant. Ok, avem anvelope de iarnă, dar afară sunt 3 grade, deci ele ar trebui să facă ce trebuie să facă anvelopele de iarnă, iarna, să aibă aderență. Vă spun, mașina asta este în jumătate de secundă din momentul în care ai apăsat accelerația și ești cu volanul virat, este la unghi, perfect de drift, adică Doamne, ce mi-a plăcut. Da, bun, partea laterală, am spus, anvelope, jante pe 19. Dacă vorbim de design, toată lumea, domne, îmi place, nu-mi place și așa mai departe. Am stabilit din start că mie îmi plac montanții parbrizului negri, îmi place linia asta a geamului, cum vine, îmi place priza asta de aer falsă, extraordinar, din ușă, îmi place designul spatelui, îmi place că stopurile sau blocurile optice spate ies de aici, de sub aripă, îmi place când văd aripa asta bombată în oglindă, mă uit și pe stânga și pe dreapta și mă excit. Asta e, it's just me, poate sunt greșit, dar vă spun. Îmi plac prizele de aer din capotă, îmi plac prizele de aer false de aici din bara față, unde toată lumea comentează că sunt false, dar nu vă lasă nimeni să le scoateți? Cumpărați mașina și scoteți prizele de aer și din capotă, și din ușă, și din bara față, chiar Toyota. Toyota vă îndeamnă. Scoateți, domnule, prizele de aer false. Puneți plasă, puneți ce vreți voi, să vă iasă noroiul pe acolo când mergeți pe drumuri de-astea de țară. Că e imposibil să cred că o mașină în vreo lume de genul ăsta merge numai pe asfalt curat și nu o să iasă noroiul pe acolo prin prize. Dar, repet, poate voi mergeți doar vara și când nu plouă și atunci sunteți liberi să scoateți toate aceste prize. Dar dacă locurile nu erau, era mult mai complicat să tăiem, să umflăm, să facem, să chituim, să nu se vadă, să vopsim, să nu iasă diferență. Repet, mie îmi place și mult să vorbesc și, na, în sfârșit, vorba aia. Bun, pe aici se alimentează atât de simplu, cu benzină de cea mai bună calitate, că așa e bine pentru motor și pentru o viață liniștită. Hai să vă prezint și spatele, care, iarăși, pentru mine, este perfect. E așa cum trebuie să fie. Stopurile arată senzațional. Designul lor, în momentul în care se aprind, iarăși, super spectaculos. Dar așa sunt mașinile japoneze, nu? Ne așteptăm de la o mașină japoneză, făcută în Germania la fabrica BMW, să vină cu un design super futurist și inovator. Îmi place codița asta portbagajului, acest ducktail, care vine fix din fabrică. Adică nu mai trebuie să-mi pun eu ductile, că au venit ei. Bine, se pot pune eleroane, se pot pune lipuri la ductile, carboane și așa mai departe. Aici avem badge-ul cu Supra, care pentru, de exemplu, mașina care vine cu motorizarea de 3 litri și cutia manuală în 6 trepte, această siglă va fi roșie. Sigla noastră cu Star la fericire, dar n-are importanță. Acest difuzor spate, care este racing-ul racing-ului, deci nu puteți să-mi spuneți că n-arată racing, are și acest stop F1 style integrat în el, tipsurile care sunt reale 100% și fac un zgomot superb, senzorii de parcare, ochii de pisică și așa mai departe. Dar spuneți-mi de la ce e becul ăsta.
aveți idee, puteam să jur că e de ceață, dar nu, este de mașarier. Este de mașarier, este superb, mașina arată foarte bine. Lucrurile așa care toată lumea le condamnă, am foarte multe lucruri în buzunar. Lucrurile care sunt de condamnat ar fi că portbagajul nu are mâner și că dacă eu vin și n-am cheia și așa, nu pot deschide portbagajul pentru că el se deschide doar din cheie sau din butonul de pe fața de ușă, de sub boxa, de pe partea șoferului și nu are niciun mâner de care poți să-l apuci, știi? Trebuie să-l iei de ramă, așa, ca și cum ar fi ceva ce nu e de aici. Ce mi s-a întâmplat mie, mi s-a întâmplat ca să opresc motorul, să deschid ușa, să apăs pe butonul portbagajului pentru că am ceva de luat din portbagaj, el a sărit și s-a închis la loc. A rămas întredeschis. Așa. Înțelegi? Dar trebuie să mă întorc și iar. Dar astea sunt niște chestii, adică ce ar mai fi fost dacă era perfectă? Dacă era perfectă, toată lumea își lua supra și erau mai supre pe stradă și nu mai era mișto că le vedeai peste tot, făceau ăștia Uber. Nu mai era așa că sunt mai rare, e mult mai drăguț. Ne mutăm la interior și vorbim de foarte multe chestii interesante. Hai să vedem. Vă prezint și cheia. Așa arată cheia de Toyota, știu, mulți o să-mi spuneți, doamne, de BMW. Nu-i nimic greu în asta, nu-i de Logan. În sfârșit, avem interiorul în care îmi spuneți voi ce elemente recunoașteți de la BMW. Și eu să fiu de acord cu voi în tot ceea ce spuneți, nu o să merg în direcția asta, vă spun doar că acest carbon, acest decor de carbon este printre cele mai reale decoruri de carbon pe care le-am văzut în ultima vreme la mașini de serie. Pot să vă spun că poziția la volan este foarte ok și că în momentul în care te urci în mașină, tu de fapt cobori, nu te urci în mașină, stai cu fundul foarte aproape de puntea spate, ceea ce este super cool și ai botul lung al mașinii. Îmi place foarte tare cum stau aici și chiar dacă am parbrizul ăsta super îngust și geamurile astea mici și plafonul coboară pe margini și mi-acoperă puțin din vizibilitate, mă simt super intim în mașină. Mă simt așa că nu mă vede toată lumea, știi cum e în Tesla? Nu știu câți dintre voi ați fost pasager sau ați condus o Tesla, dar prima mea senzație când m-am urcat era că bordul în loc să fie aici, era aici. Și îmi vedea toată lumea buricul. Toți care veneau din față îmi vedeau buricul. Înțelegi? Aici nu vede nimeni buricul, e bordul până sus. Mă simt bine și intim. Ceea ce este un lucru foarte bun, tot infotainmentul, electronica și majoritatea lucrurilor și sistemelor de stabilitate și așa mai departe sunt BMW. Deci dacă voi sunteți nemulțumiți de marca asta, da, nu vă cumpărați Toyota, că s-ar putea să fiți dezamăgiți, dar dacă sunteți mulțumiți de o marcă premium printre cele mai tari din lume, cum este BMW, nu aveți ce să dați greș cu mașina asta, pentru că toată este BMW. Ba mai mult, mulți dintre oamenii care au de 3 ani spun că este mult mai fiabil ca un BMW. Nu cred în lucrurile de genul ăsta, dar, na, știi, psihologic lucrurile se întâmplă. Avem scaune încălzite, avem climatronic dublu, avem navigație, avem sisteme care păstrează distanța față de mașina din față, ne corectează direcția. Avem acel SP, v-am spus, care este fantastic în prima treaptă de apăsare. Mașina pleacă și merge până într-un unghi aproape de spin și ți-o ține acolo, adică poți conduce, cum să spun eu, suficient de agresiv încât să impresionezi pe cei din dreapta, pe circuit, zic, nu pe stradă, încât să mașina să plece puțin de fund, tu să contrabrachezi și ăla din dreapta să zică: mamă, tu ești ăsta, zic, din Fast and Furious, tu ești? Da, eu sunt. Oh, yeah. Vin diesel, plec benzin. Ce m-a impresionat pe mine, că nu există, sau cred eu că nu există, și aș vrea să mă ajutați, să-mi spuneți dacă mai urc vreodată în vreo Supra, să știu și eu cum fac auto-hold. N-am reușit la mașina asta să găsesc auto-hold-ul. Eu, nefiind omul care caută în toate meniurile și toate butoanele, și am încercat așa la prima vedere să găsesc auto-hold-ul, nu l-am găsit. Iarăși am rămas surprins că această cotieră nu se deschide și am suport de pahare aici și nu pot să bag nimic înăuntru. Am rămas surprins, zic, what? Spațiile de depozitare în mașină sunt destul de reduse. Aici în fața de ușă intră puține lucruri, aici avem doar suport de pahare și mai avem un suport mic în spate unde putem să punem portofelul, să zicem telefonul aici. Avem această plasă unde putem să mai băgăm o portocală. În schimb, iarăși o chestie poate nouă pentru mine, a fost spațiul din portbagaj. Spațiul din portbagaj e comun cu mașina. Adică aici dacă pui lucruri, le arunci acolo în portbagaj, se bălângă, ne vin peste tine, facem. E frumos. E o chestie nouă,
poate te poate ajuta, poate o să spui o plasă în spate. O să mergem cu ea un pic, să o vedeți cum se aude, cum se simte în mers și vă mai povestesc din experiențele mele și din poveștile auzite despre Toyota Supra. V-am spus și mă repet și îmi pare rău că o fac, dar printre lucrurile cele mai de apreciat la Toyota sunt că încă construiește mașini pentru pasionați. În general, constructorii de mașini sau producătorii de mașini construiesc pur și simplu business pentru a avea profit la mașinile vândute și pasionații nu prea cumpără, din păcate, că știu ei să cumpere una puțin lovită, niște kilometri dați înapoi și e mai bine pentru ei așa. Deci de asta pentru mine Toyota are tot respectul și mașina asta mă bucură foarte tare. N-aș vrea să credeți totuși că sunt un super entuziast de Toyota Supra și că eu cred că Toyota Supra este cea mai tare mașină din lume și dacă îți cumperi un 2GZ ești stăpânul universului și nu mai există motoare care să fie mai bune sau mai performante sau mai ușor de modificat decât acel 2GZ care împreună cu mașina Toyota Supra a devenit legendară prin apariția într-un film Fast and Furious, care avea o idee bună de la care s-a plecat, dar s-a ajuns să zburăm cu elicoptere și cu mașini și cu tot felul de lucruri. Bun, trecând peste aceste chestiuni, mie mi-a plăcut foarte tare cum s-a simțit mașina în oraș. Și spun asta că am condus-o și pe drumuri denivelate, cum sunt acum, am condus-o și în afara orașului, pe drumuri dintr-un asfalt de mai bună calitate și mașina se simte foarte bine. Singurul lucru unde nu-i place este speed bump-ul luat cu, nu știu, 2 km un pic mai tare decât trebuie, spatele este foarte rigid în momentul respectiv. În rest, pe piatră cubică, de exemplu, mașina se comportă perfect. Deci pentru un daily use, mașina asta, din punctul meu de vedere, este foarte ok dacă înțelegi ce înseamnă o mașină cu două locuri. Înțelegi ce înseamnă o mașină în care cobori, nu te urci. Înțelegi că trebuie să faci anumite sacrificii. Nu este chiar cel mai confortabil lucru să intri și să cobori din ea la vârsta de 40 de ani. Acum la 20 de ani cred că intram și în mâini în mașina asta și îmi plăcea foarte tare. V-am spus, mașina este de vânzare la prețul de 65.000 de euro, cutie automată ZF în 8 trepte și 380 de cai. O să apară și varianta cu cutie manuală pentru cei care sunt mai îndoctrinați în a conduce și a deține tot controlul și a face tot ce își doresc ei. Iarăși un mare plus la cutia manuală este că vine cu rev match automat pe care îl poți opri sau porni sau în toate modurile sport sau normal. Și mașina asta are modul sport în care în acest mod sport, când trecem pe el, putem să-l configurăm și să ne alegem ca doar motorul să fie în modul sport, suspensia să nu fie, de exemplu. Ce îmi place mie la ea este că în momentul în care mașina trece pe modul sport, mașina devine mai rigidă, răspunsul la volan este altul, evacuarea se aude mai tare și avem și celebrele pops and bangs sau rateuri, cum vreți voi să le spuneți. Își schimbă răspunsul la accelerație. Îmi place că răspunde instant la accelerație. Nu avem lag, nu avem nimic. Îmi place că poți să scoți SP-ul sau, să-i spunem, controlul ăsta de stabilitate, Optimum Traction with Restricted Driving Stabilization. Aici, în modul ăsta, sport cu cu SP-ul scos în prima treaptă, mașina devine foarte jucăușă și la cea mai mică atingere a pedalei de accelerație mașina ne lasă să patinăm chiar și cu volanul drept, în linie dreaptă, mașina pleacă un pic de spate și este frumos pentru că asta caută oamenii care își cumpără o mașină cu propulsie, o mașină cu tracțiune spate, care, ce credeți, din fabrică vine și cu autoblocant LSD, ceea ce este fantastic din punctul meu de vedere, pentru că nu multe mașini cu motoare, să zicem, similare, de puteri similare, vin cu autoblocant și autoblocantul ajută foarte tare la control. Dacă vrei să faci derapaje, dacă vrei să mergi în drift, dacă vrei să faci chestii de genul ăsta, atunci autoblocantul te ajută foarte tare.
Și asta este o chestie bună pentru controlul mașinii, pentru că sunt mulți oameni care nu știu ce înseamnă un autoblocan pe spate, cred că se găsește pe mașină și atunci ea se controlează foarte, foarte greu. Avem clapetele, care sunt stânga minus, dreapta plus. Mi-aș fi dorit, iarăși eu, pentru că sunt un cârcotaj, mi-aș fi dorit să am plus și minus pe aceeași, adică ambele padele să aibă și varianta de plus și de minus, prin împingere, pentru că dacă ești cu volanul virat, nu mai știi care ți-e, unde e padela de inferior sau cea de superior. E puțin complicat, deci mi-aș fi dorit chestia asta, dar în același timp aplaud faptul că Toyota, în funcția joystick-ului de plus-minus, schimbă treptele în plus în spate și inferioarele în față. Așa cum, din punctul meu de vedere, este normal să faci lucrul ăsta, nu invers cum e la celelalte mașini. Iarăși, repet, nu poți să ai totul perfect și totul să fie orientat exact cum ți-ai dorit tu. Dom'le, aș vrea ca mașina să aibă limitare hard cut limiter. Aș vrea, da, aș vrea, dar în același timp aș vrea ca o mașină de generație nouă să o scot în funcția neutru a cutiei de viteze și să pot să o turez până la 7000. Să nu mai mintre tot felul de limitări, tot felul de lucruri. Iarăși, respect Toyota pentru treaba asta. Plusuri și minusuri găsim peste tot. Repet, faptul că mașina asta este construită cu BMW, eu spun că, din punctul meu de vedere, este cel mai bun lucru care îi se putea întâmpla Toyotei Supra. De ce? Din punctul meu de vedere, iarăși vreau să subliniez chestia asta, că nu, eu nu sunt definiția lucrului bine făcut în lume, da? Eu doar îmi dau cu părerea așa cum îmi convine mie pentru nevoile mele. Și spun că interiorul ăsta cu finisajele astea, cu butoanele astea, cu grafica asta la camera de mers înapoi, Toyota nu putea să ajungă la performanțele astea decât dacă lucra cu BMW, pentru că japonezii nu pun accent pe luxul pe care pun europenii și nivelul de finisaj. Și atunci tot ce este în interiorul ăsta care nu este de BMW este muzica de la JBL și scaunele. Mă simt foarte bine în scaune, muzica se aude foarte bine, avem două subwoofere aici în spate, deci ce să spun, avem rețeta pentru o mașină care dezvoltă, repet, 380 de cai și cum foarte mulți oameni la noi se uită pe canal pentru mașinile modificate, e, pot să vă spun că mașina asta cu soft, downpipe modificat și filtru de aer sport poate să ajungă la performanțele de 500 de cai. 500 de cai, 500 de cai sunt enorm. Credeți-mă că sunt și ăștia 380. Repet, dacă am face greșeala să ținem mai mult apăsat pe SP și să putem să facem cercuri, de exemplu, pentru că acum nu putem, în momentul în care mașina derapează, la un moment dat SP-ul intervine, să nu putem să facem, nu știu, să nu derapăm mai mult decât putem să controlăm. Pot să vă și arăt. N-aș face-o că să anunce oamenii cu pietre, dar pot să vă arăt. Deci dacă eu dau gaz acum, mașina mă lasă să mă întorc, să fac un drift, să nu fac spin, să plec cu ea de-a latul, volanul pot să și-l las liber pentru că mașina controlează chestia asta. Lucru senzațional, pentru că ce ne dorim, nu? Să se uite lumea la noi pe stradă când cumpărăm o mașină de genul ăsta, să creadă oamenii că noi suntem foarte buni, să nu pățim cum pățim la mărcile concurente ale căror nume nu o să le spun, să luăm toate bordurile, să ne știe lumea că, bă, aveți grijă că vine ăla cu ăla și rupe bordurile, înțelegi? Deci nu toate mașinile sunt construite pentru oameni care știu să conducă, înțelegi? Mai sunt și oameni care cred că știu să conducă și atunci sistemele astea ajută. Oamenii care știu să conducă urăsc sistemele astea pentru că nu se mai diferențiază de oamenii care știu să conducă mai puțin. Ce se întâmplă dacă scoatem toate sistemele? Ne anunță mașina că este VSC off, driving without stabilization, driver assistant braking and steering it's inactive, da? Deci acum putem să dăm cerc. Putem și atât de simplu. Înțelegi? Foarte cool, foarte cool. N-aș încerca chestia asta pe circuit. Adică n-aș încerca să scot sistemele de tot decât în momentul în care consider că am învățat mașina, am făcut niște cursuri, nu s-a născut nimeni învățat, nu e nicio rușine, nu este absolut nicio rușine să mergeți și să cereți consultanță de specialitate, pentru că sunt tot felul de lucruri, tot felul de tehnici care ne pot ajuta să fim mai buni.
Și este normal să nu ne-am născut din părinți campioni, vorba aia, știi? Adică, na. Și atunci e bine să acceptăm sfaturi, să învățăm, să fim deschiși la nou. Și vă spun că o să apară și supra de 2 litri prin țările cu apă caldă curentă și la orice oră din zi și din noapte a apărut. 2 litri, 275 de cai, cutie manuală sau automată. Pentru un puști de 20 de ani, 25 de ani, 265 de cai sunt foarte mulți. Credeți-mă că sunt foarte mulți și credeți-mă că poate să vă surprindă în cele mai neplăcute momente. O iubesc? Mi-aș lua mâine 3. Sunetul este perfect. 6 cilindri turbo cu mici modificări, 500 de cai. 500 de cai sunt fai de capul meu. Tot felul de sisteme electronice care se pot monta pe mașină, pentru că este un motor BMW și cu o cutie și cu electronică BMW. Oamenii ăștia dezvoltă de foarte mult timp pentru motorul ăsta și cutia asta tot felul de aplicații. Puteți să mergeți, de exemplu, să instalați pe mașina asta două softuri. Un soft de mers în oraș, unde mașina dezvoltă, să zicem, 400 de cai, dar merge economic. Și încă un soft care ajunge, eu știu, să zicem, la 480 de cai, 470 de cai, cu altă benzină mai de calitate. Noi recomandăm OMV. Și atunci să folosiți cai ăia și mașina aia la zi. Nu tot timpul să o folosiți la maximum, să puteți să o folosiți normal, să consume puțin, să fie ușor de condus, ușor de manevrat în oraș. Și atunci e bine pentru toată lumea. În momentul în care vrem să facem curse, mergem pe circuit, drag racing și așa mai departe, ce vrem noi, ce ne place nouă, putem să apăsăm butonul și să avem 500 de cai. Ceea ce mi se pare fantastic. Dacă, Doamne ferește, doriți mai mult de 500 de cai, vă spun eu, nu ține cutia, dați niște băieți în Texas care... Puteți să trimiteți cutia la modificat și nu are nevoie decât de cutia de viteze modificată, alt soft, altă turbină, evacuarea stoc, adică down pipe și stoc până în spate, și mașina dezvoltă 700 de cai. Adică, iarăși, nu era mai bună aia veche. Știu, eu vă aștept în comentarii cu tot ce vreți voi, cu siguranță după ce opresc camera, mi-aduc aminte un miliard de lucruri pe care mai aveam să le spun. Nu credeți în povești. Asta este cel mai important. Nu mai credeți în povești. Una din poveștile care se vehiculau despre această mașină este că în momentul în care BMW a produs niște piese de componență și au ajuns la Toyota, n-au trecut de quality control-ul Toyotei și de-aia, cum spun unii băieți care dețin primul model de Supra care s-a vândut cu 320 de cai și nu 380, pentru că BMW vindea cu 380 și probabil asta a fost înțelegerea între ei, spuneau că, domne, am Supra de 3 ani și am făcut modificări, BMW o să strica mult mai des decât Supra. E doar o poveste. Nu există așa ceva. Mașina este produsă într-o fabrică BMW. Deci nu există vreun quality control, nu există. Este un lucru foarte bun. Este o chestie care ține de alegeri. Puteți să vă cumpărați Z4, care face același lucru, se conduce probabil la fel ca această mașină, sau puteți să cumpărați asta pentru că sunteți alt tip de om. Adică eu am vrut să prezint mașina asta cu șosetele trase peste pantaloni, știi? Pentru că e vorba de ce vrei să reprezinți cu mașina asta față de un Z4. Unii oameni spun, domne, nu mi-aș lua Supra, că la aceiași bani mi-au un Z4 care e și cabrio. Păi eu te cred, dar eu nu vreau cabrio. Înțelegi? Adică ține foarte mult de felul de a fi și mă bucur că încă există în lume constructori ca Toyota care produc aceste mașini. Chiar cu această asociere n-am nicio problemă, nu sunt atât de purist, n-am acțiuni la Toyota, nu am absolut nimic. Mă bucur că există, mă bucur că nu mi-o permit, dar mă bucur că există pe stradă și uite, mai conduc și eu una, le mai văd una modificată, mai văd cum arată, mă bucură chestia asta. Și atunci... Asta e un lucru bun. Deci să mergem înainte, că înainte era mai bine.